Primarii din județ au fost prezenți marți la o ședință de lucru în scopul informării și clarificării unor aspecte privind sistemele individuale pentru colectarea și epurarea apelor uzate. La ședință au participat reprezentanți ai administrației bazinale de apă Prut-Bârlad și reprezentanți ai administrației bazinale de apă Siret, dar și operatori ai serviciilor publice de apă și canalizare. Am considerat că e mult mai util să facem o astfel de întâlnire cu reprezentanții OAT-urilor, în așa fel încât reprezentanții administrației să facă precizările necesare. E o prezentare foarte scurtă, dar în același timp cred eu că va cuprinde în mare măsură toate lucrurile pe care, sau toate întrebările pe care dumneavoastră le-ați gândit. În cadrul ședinței de lucru au fost prezentate aspecte ce țin de hotărârea de guvern numărul 714 din anul 2022. Potrivit acestei hotărâri, deținătorii de fose septice sunt obligați să se înscrie în registrul de evidență al sistemelor individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate. Sistemele individuale de colectare pot fi conforme în raport cu trei tipuri de cerințe, respectiv cerințe tehnice, cerințe de mediu și cerințe de reglementare. Cerințe tehnice, adică să fie instalații de tip bazine hidranjabile etanșe pentru stocarea apelor uzate, acestea fiind construcții subterane de dimensiuni diferite, realizate din beton armat sau poliester armat cu fibră de sticlă sau alte tipuri de materiale. Totodată, tot din punct de vedere tehnic, acestea trebuie să fie prevăzute cu un orificiu prin care se permite accesul echipamentelor de pe mașinile specializate să gălească și să curețe aceste bazine etanșe. Referitor la cerințele de mediu, sistemele individuale adecvate de colectare a apelor uzate trebuie să asigure același nivel de protecție a mediului ca și rețeaua centralizată de canalizare. La nivelul primăriilor au fost înființate registre pentru evidența acestor sisteme, prin care proprietarii imobililor conectate la sisteme individuale de epurare au obligația să se înscrie în termen de 120 de zile.